Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Rămâi pe baricade sau dispari Iona capitolul 1 scrie Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului Oamenii dificili, aerul poluat, aglomerările de pe străzi și autostrăzi, virusii incurabili sunt rezistenți. Nu poți să scapi de ei. Te provoacă, se simt obligați să-ți sublinieze defectele și fac din afacerea ta afacerea lor. Unii încearcă să fugă de oamenii dificili. Ei obțin o anulare sau un divorț. Renunță la locul de muncă, se mută dintr-o zonă dificilă în alta. Planul lui Dumnezeu pentru copiii lui nu este de a renunța și a scăpa de oamenii dificili, fugind de ei. Când vine vorba de a lua înapoi un copil dificil pentru a obține o refinanțare sau un schimb, nu există posibilitatea de a renunța. Unele persoane sunt mereu într-o alergare, mutându-se de la un loc de muncă la altul, de la o prietenie la alta și destul de trist, unii chiar de la o căsnicie la alta. Odată ce s-a format un tipar în ce privește evitarea oamenilor dificili, cei care sunt dezertori nu se mai opresc niciodată. Cum apar probleme sau la prima ceartă, ei renunță. Atunci când trebuie să aleagă între a sta pe baricadă sau a dispărea, ei pleacă. Un gând final. Oamenii dificili îți fac un mare serviciu. Precum o piatră care este șlefuită de turbulențele curentului, care o poartă de-a lungul albiei de granit a râului, inflexibilitatea oamenilor dificili șlefuiește și netezește viața ta. Când am fost în China la casa lui Wang Mingdao, i-am spus, cu mulți ani în urmă am citit cartea dumneavoastră O PIATRĂ NETEZITĂ. Iar acest bărbat, plin de Duhul Sfânt, care a petrecut 22 de ani în închisoare, unde a întâlnit mulți oameni dificili, a zâmbit și cu o licărire în ochi mi-a spus: Piatra nu este încă netedă. El cunoștea faptul că procesul prin care Dumnezeu lucrează în viețile noastre, folosindu-se de oameni dificili, durează toată viața. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos.